Joi, puțin după ora 13, un jandarm a găsit un portofel pe strada Petre Ghelmes din Giurgiu. Pentru că în zonă nu se aflau alte persoane, jandarmul a deschis portofelul pentru a afla date despre cel care l-a pierdut. În interior se aflau o carte de identitate, un certificat de naștere, 20 de lei, carduri bancare, două cartele de telefonie mobilă, dar și documente personale de serviciu. Jandarmul, care se afla în timpul liber, a predat portofelul colegilor săi care se aflau în misiune în Giurgiu, care s-au deplasat la adresa proprietarului pentru a-i înapoia portofelul. Aici sunt cei 20 de lei care dumneavoastră da. Da? Și aici cârțoagele alea care... Nu știu pe toate chitanțe, două chelați exact, ce am plătit exact, eu, da? Fluturași. Aici la fel. Un coleg de-al nostru fiind liber și asta trecând prin zona acolo, a găsit portofelul. Foarte bine că... Trebuie să dau și de permis săptămâna viitoare și... Era bine, că mai chiar, bine, nu ai asta, exact ce trebuia să fie asta. Deci asta sunt procedură, dar vă procedură. Doamne, sunați cu bună, toate bunurile respective și asta. Bărbatul, care nu spera să-și mai recupereze portofelul, le-a mulțumit jandarmilor pentru vigilența și operativitatea de care au dat dovadă. Vă aștepta să-l recuperați? Așa repede nu. Așa repede nu, dar vă mulțumesc de sus, v-ați mișcat foarte repede. De altfel, nu este prima dată când jandarmii, în timpul liber sau în misiune, găsesc portofele pierdute pe care în scurt timp le returnează proprietarilor.